Domnule inspector, suntem la Mediaș, la finala județeană a campionatului național de șah Elisabeta Politroniane. Cum s-a ajuns în această fază și cât s-a implicat inspectoratul în acest sport al minții? Este o acțiune desfășurată la nivel de unitate școlară, la nivel de municipiu și asta se finalizează cu faza județeană, urmând ca cei care câștigă această fază să participe la faza națională, care se va desfășura în zilele următoare la Orănești. Implicarea inspectoratului a fost totală, pot să spun. Numărul de participanți este, zic eu, aproximativ același ca anul trecut, dar sperăm că, în perspectivă, numărul copiilor care îmbrățișează această disciplină sportivă să fie în creștere, ținând cont de faptul că se preconizează ca șahul să fie introdus în școli ca opțional. Da. Un lucru deosebit de bun pentru elevii noștri. Cât de popular credeți că este în acest moment acest joc la nivelul școlilor generale, liceu? Pot să spun aproximativ, să dau un procent așa, în proporție de 60-70% în unitățile școlare se desfășoară competiții de șah și șahul este îndrăgit de către elevi. Dacă din toamnă o să fie o materie opțională, cred. Cu siguranță vor fi mult mai mulți participanți și mult mai mulți elevi vor îmbrățișa această disciplină școlară. Implicarea doamnei Elisabeta Politroniane în această mișcare șahistă, eu am numit-o, la un moment dat, mama șahului românesc. Cum credeți că este văzută, eu știu, la nivel de minister, la cadre didactice sau chiar și de elevi? Ținând cont de faptul că doamna Elisabeta Politroniane pot să afirm cu tărie și cu siguranță este regina șahului românesc, nu face decât să atragă un număr mult mai mare de copii în practicarea acestui sport. Este o somitate, este o personalitate cunoscută și recunoscută de întreg mapa mondului.